Bine ai venit. Așa avem noi obiceiul, să ne dăm cu părerea despre ce o fi, în loc să chemăm invitatul să ne spună, să ne spună direct. De ce sunt? Chimonouri, ce sunt? Nu sunt chimonouri, este o colecție nouă. Uite, și ăsta e miștorou. Asta e din următoarea colecție. Într-o colecție și mai nouă. Da, am spus cumva să le combin, dacă tot am venit. Foarte bine. Să prezint ceva nou și ceva din viitor, ca dar să cum s-ar numi el în prezent? Lasă viitor. Momentan este o colecție Playful. Nu, ăsta, cum s-ar numi? Asta, da, am putea să-i spunem un kimono, un caftan. Kimono, nu? Da. Caftan, da, de fapt. Ar fi corect. Și s-ar purta așa, peste un overall, smart casual, da, nu peste un tricou, peste o ceva. La un jeans poți să o duci într-o zonă casual sau poți, nu știu, să fii puțin mai... să porți tocuri sau poți să-l porți la fuste, la un asta top. Pentru fete, pentru băieți, ne-am putea risca cu așa ceva? Ferească Dumnezeu. Deci am văzut foarte mulți băieți îmbrăcați în genul acesta de... Da, sunt foarte cool. Se poartă, dar trebuie să ai ceva tot dământat, niște pantaloni largi, poate dământat. În primul rând. La orice trebuie să ai. Și, da, dar când porți ceva care e destul de curajos, cu atât mai mult. Trebuie să ai un pic mai mult, să îți dai voie. Nu pentru toată, nu e ceva pentru toată lumea, e o nișă, absolut. Dar, da, există oameni, femei, bărbați, care chiar se îmbracă așa. Tu ai și o colecție de hanorace? Da, am și eu o colecție de hanoraci. Eu mă joc foarte mult în zona asta de print. Practic sunt picturile mele imprimate în imprimeria mea. Îmi fac singură materialele și ulterior colecție. Asta cu hanoracele mă atrage și pe mine. Da, îți faci singură materialele? Adică... Hanorac. Da, eu personal imprim, am o mică imprimerie și inclusiv ceea ce port în seara asta și ceea ce... S-ar putea să am nevoie de tine, să te întreb dacă poți să-mi imprim niște materiale. Cu mare drag, da. Uite că am făcut... Am mai imprimat și pentru oameni. Și pe materiale naturale sau... Pe materiale naturale... Știu că e mai greu acolo. E mai greu și e mai greu la noi și pentru costurile sunt destul de mari. Știu, m-am lovit de treaba asta. Da, într-adevăr. Dar ai grijă cu Nati, că-ți fură afacerea, eu știu ce are de gând. Nu, caut, pentru că am făcut... Am deja o linie de kimonouri, deja le-am imprimat, dar este foarte greu să găsesc la mătase naturală. Dar e cam același lucru, nu? Da, dar e foarte greu tot așa și noi imprimăm, avem printurile noastre originale, pe care le creăm de la zero și le imprimăm pe kimonouri și e greu să găsești ceva de calitate. E foarte greu. Tocmai să știi că ești din domeniu. Îți spuneam și ție atunci când mi-ai spus și ai confirmat și tu. E o nișă. E bine să mergi pe nișă în România, în situația în care România nu are industrie la propriu. Dacă vrei să vinzi în România, că dacă vrei să vinzi în afară, nu te interesează. Pe data de, dacă e productiv, dacă merită ca afacere. Eu vând foarte bine în afară. Cumva în anumite zone sunt puțin mai cunoscută, aș putea spune, decât sunt la noi. De exemplu, linia de kimono, de hanorace, am avut-o la Muzeul de Artă de Sculptură din Dallas, Texas. Pentru prima dată, primul designer care a băgat o linie de hanorace într-un muzeu de sculptură. Dar asta vreau și eu să zic. Adică, erau foarte sculpturare ele, ca linie. Adică nu era un hanorac și atât. Aveau niște volumetrii, niște chestii, arătau într-un fel, se potriveau. Depinde ce înseamnă scump. Adică un hanorac ajunge undeva la 150 de euro. Da, pentru România nu e neapărat ieftin, dar sunt oameni care... Dar pentru piața de afară e un preț... Și la noi să știi că sunt oameni care își permit. Și chiar oameni din ce în ce mai tineri, care au joburi ok și care cumva au reușit să-și formeze o direcție. Afară, dacă te uiți pe toate astea, lui Savia Roma, Mr. Porte... Dacă n-ai 500 de euro... Exact, un hanorac sub 600-500 de euro nu găsești. Exact. Deci ești la o treime. Da. Ceea ce e foarte bine. Bine, există la ăia plătești brandul, dar sunt și pe acolo o mulțime de branduri care n-ai auzit și te trezești că cer 400. Mai zic de ăia care cer 1000. Și e cumva și un trend, să știi, acum să îmbraci hainele de la designer cât mai noi, mai puțin cunoscuți. Normal. Și sunt și foarte mulți designeri din Valul Nou care s-au făcut remarcați în ultimul timp. Așa e. Păi, hai să... Cum facem aici? Nu vedem și noi până la urmă? Hai să revedem pe fete. Lăsăm microfoanele ridicate ca să ne spui... Nu? La fiecare model. Voi vorbi așa în general despre colecție. Ok, dacă ai ceva punctual pe fiecare, habar n-am, preț sau nu știu, poate unde... Prețuri n-am. Am site și atunci poate intra oricine, dar... Practic carte ținută foarte relaxată, care poate fi purtată cămașa, dacă vrei să o ridici din fustă, ea poate fi... Alexandra, poți să-și păzi cămașa din fustă. Ea poate fi purtată efectiv și ca un soi de kimono peste o ținută lejeră, dar poți folosi și cămașa asta pentru o ținută office sau, nu știu, o chestie mai puțin relaxată, aș spune. Mamă! Office, așa? Depinde unde ai biroul. Unde poți ieși așa? Poți ieși la o... Office, dacă ofici e în Saint-Tropez. Dacă ofici e în Saint-Tropez, da. Poți inclusiv pe seară, practic. Dacă ai o petrecere tip cocktail, dacă ești după birou, fix asta spuneam, că practic la birou poți purta în fustă, iar ulterior... o fustiță cu un sacou? Da, asta e un combo din fâși. Practic e o jachetă de fâși care poate fi purtată în absolut orice combinație. În cazul ăsta eu am făcut și o fustă pentru că mi se pare că e de aerul ăsta de păpuș și care arată fain. Mie îmi spui? Chiar da? Da. Oh, da. Aici e o ținută extrem de relaxată, care poate fi purtată și în casă când îți primești musafirii. Dacă ai o țină unde vrei să te îmbraci drăguț, dar în același timp nu vrei să fii propusă. Și, nu știu, dacă spui un sneakers în picioare și o jachetă, poți să ieși și la cumpărături sau chestii de genul ăsta. Aici, ca și la a doua ținută, avem... tot așa o jachetă cu o fustă. Deja am venit în zona de toamnă un pic, nu? Că da, e mai, exact. E mai gros, e mai gros materialul. Da. Băi, foarte mișto. Practic e o colecție ușor romantică, foarte feminină. Da. Câți ani să lucrezi la colecția asta? Păi știu că se lucrează destul de mult, nu? Depinde de la colecție. Uneori ai inspirația și te lovește și poți să-ți faci o colecție bună în 3 zile. Alteori, de exemplu, colecția asta am început undeva în martie cu un combo, cu o piesă. Și de acolo, practic, am dezvoltat... Și linia unitară sunt aceste fundițe, nu? Da, Bows and Strikes, adică fundițe și dulci. Și iată că chiar dacă a venit sezonul rece, putem să purtăm acest imprimeu foarte viu și frumos. Exact, și exact. Și în general, imprimeurile mele sunt vii, nu am chestii foarte întunecate. Uneori, nu știu, mi se pare că și haina, adică haina îți schimbă starea. Așa e. Dar ele nu sunt unicate, sunt serii, adică... Sunt serii mici. Serii mici. Nu fac serii mari, da. Iar asta cumva am pus-o, să spunem, vedeta colecției, pentru că e o rochie prețioasă, inclusiv accesoriile sunt din catifea de mătase și jurulețul acela cu pietre de la Zarovschi, cu cristale. Sunt făcute special pentru colecția asta. Și presupun că este cea mai scumpă. Da. Ai zis că nu vorbim de prețuri, eu mai merg la 4.500 de roli. 4.500 de roli. Da. O miuță, cum ar fi, ca să... O miuță corectă. O miuță corectă. Un cadou consistent. De care te poți... Deci, astea sunt ținute pe care le putem purta foarte versatile, pe care le putem purta în diverse variante și situații, nu? Absolut. Și la o petrecere, și la o întâlnire, și... efectiv de starea pe care o ai, pentru cumva, în brandul meu, fix asta încerc să fac. Să fac ținute pe care să nu le porți doar într-un context, chestia aia de ai purtat o rochie și nu mai porți altă dată. Nu. Băi, mie îmi plac foarte mult și mă gândesc la... Bine, acum s-a terminat sezonul, dar la petrecerile de vară, știi? Petrecerile de seară, de vară. Alea pe plajă. Alea pe plajă de seară chiar și spre noapte, când sunt nopțile călduroase la noi, chiar arată foarte bine. Am avut un magazin la noi în Mamaia, în cadrul unui club. A, da? Da, și a fost foarte mișto experiența. Efectiv, m-am și eu am locuit acolo. Fratelii sau Nuba? La Ego. A, la Ego? Da. A, pe vremuri. Pe vremuri, da. Acum s-a transformat în... A mai rămas un magazin în Fratelii, știam, de-aia am întrebat. Și nu mai aveau la intrare un magazin, credeam că acolo. Că de Ego s-a transformat deja în club de nunți și nu mai. Dar mai e plaja, mai e. Dar anul ăsta l-ai avut sau cum l-ai avut? Nu, acum 3 ani. Nu, cred că atunci când încă era clubul. Dar era foarte... Plaja mai e, dar e mai mare acum. Da, și asta e o chestie nasoală cumva, că nu mai e același lucru. Cum ar putea, eu mă uit la fete, absolut superbe, cum ar putea fi transpusă o colecție pentru bărbați? Cred că greu. Acum îmi dau seama. Să știi că eu lucrez după ce am întrebat, cred că am întrebat, am crezut că... niște tricouri cu fundițe la băieți. Adică... Nu, tot genul ăsta așa. Tot pe stilul ăsta, poate cu niște pantaloni iunii. Pe tine ți-aș vedea, Andrei. Nu? Da, și ceva pus peste cam cum ai tu. Exact, de exemplu folosești și neopren și atunci neoprenul este un material care place bărbaților. Foarte mult, foarte multe comenzi iau de la bărbați, prieteni și cunoștințe. Și stă și foarte frumos material. Da, exact, se așează bine și practic eu am și tablouri pe care le printez efectiv pentru, nu știu, de exemplu dacă tu vii și îmi spui, bă, îmi place tabloul ăsta, aș vrea un hanorac cu el. Ce pui pe... ce da, ok, hai, gata, îl facem, e super simplu. Iar gențile astea sunt, presupun că făcute de tine, din aceeași colecție și sunt doar în, se pot duce doar în zona estivală sau poți să ieși cu ele la și ceva mai... Adică poți să porți geanta fără urban, fără combinația asta. Pare că sunt de plajă mai degrabă, nu? Da. Nu, mai puțin, mai puțin urbane. Și fâșul cumva nu prea are ce să caute pe... E adevărat, e adevărat. Le-am făcut cumva ca să încheie colecția. Mie îmi plac accesoriile foarte mult și atunci... Ele vin bine fix cu mi s-a părut, o chestie. Întotdeauna la colecții de obicei fac și pantofi. În cazul ăsta mi-era greu să aduc pentru 7 fete. Nu, și de data asta nu. Uite, de exemplu, la a treia ținută, de la stânga la dreapta, eu aș purta și chiar și cizme la aceea cu fustă. Da, nu? Absolut, poți să porți... Niște cizme din cauciuc scurte, așa. S-ar vedea marfa, sau niște martini și dacă vrei în picioare, din nou să văd foarte cool și... Fetele de la Bold Model s-au fost super drăguțe să vină în seara asta să împarte colecția. Cu ele am făcut și shooting-ul, care urmează să iasă în vreo 2-3 zile. Iar ce ai tu pe tine, ai spus că este din următoarea colecție. Da, chestia asta, care ar avea drept element comun ce? Aici am înțeles fundițe. Eu văd de aici niște imprimeuri religioase. La asta te provocam. M-a amuzat teribil pentru că s-a potrivit foarte bine și cu ceea ce cântați. E foarte răpirea din Serai. Nu cred așa ceva. Stai că n-am văzut spatele, acum îl văd. Aha. Da, e puțin nebună, dar... Mie îmi place foarte mult timpul meu, e superb. E chiar tare. De ce? Un fel de răpire din Serai? Păi da, de asta spuneam că m-am amuzat că până să intru, voi v-ați dus într-o zonă dintre asta și eu eram toată seraistică aici, pe afară, voi pe interior, zic, hai că s-a legat. Noi ne și ducem așa. Și asta va fi, se va transforma într-o colecție în sine, în genul celei pe care o vedem acum cu fetele? Nu, va fi o colecție mult mai prețioasă din ce punct de vedere. Vor fi mult mai multe rochii cu volumetrie, adică o colecție cu care mă voi duce într-o zonă de femeie fatală, de... Aici dar tot cu imprinturi de-astea foarte... în zona asta, dar cumva nu toate... De exemplu, am și un print unde folosesc doar trandafiri și rochia este full trandafir. O persoană, o doamnă mai conservatoare, cu siguranță va spune, bă, îmi place colecția asta, dar rochia asta mi se potrivește mie mai mult. Am văzut chiar zilele trecute la Paris Fashion Week, într-o prezentare celebră, dar nu mai știu a cui, cine era, Balmain sau nu mai știu cine era, habar n-am, nu știu. Acea roche mișcătoare cu trandafirul, nu știu dacă știi, care părea că se deschide trandafirul. Deci era o roche tip trandafir. Era fix la intrarea unde avea loc show-ul Balmain, Balmain, era o influențăriță sau cineva cunoscut, care purta rochea, cu motoraș. Cu motoraș și efectul absolut fabulos, pentru că părea că se deschide acel boboc de, mă rog, trandafir, permanent într-o mișcare, știi? Da, e absolut super câte chestii poți face. Cu chestii mișcătoare. Cu motora și mișto, dacă se uită cineva de la robotică la Capatos. Între timp te-ai înscris și la Universitatea de... sau cum se numește exact? La un arte, la modă. Secția modă. Da. Avem așa ceva. Nu avem industrie, dar avem, măcar avem unde să învățăm. Și chiar colegii mei, care majoritatea, evident, au 18, 19, 20 de ani. Ce contează? Nu, asta vreau să spun, că sunt foarte creativi și chiar fac chestii super interesante. Din păcate, e mai sărăcuț pe partea asta, pe industrie, pe ce se propune. Am vorbit cu Adi Uianul joi,